Revoltă la un cămin studențesc din Iași, un presupus steag marcat cu litera Z, semnul care apare pe blindatele rușilor, a apărut pe balconul unui cămin studențesc, creând reacții în rândul ieșinilor. Autoritățile și-au făcut apariția la ușa studentului, acolo unde au depistat că era doar un simplu prosop de baie cu un cal. Războiul declanșat în Ucraina a generat reacții în mai multe zone ale lumii, iar litera Z a devenit cunoscută ca fiind semnul armatei ruse. Semnul rușilor a apărut însă și la Iași, acolo unde a stârnit controverse în rândul ieșenilor și autorităților române. O bucată de pânză pe care apărea litera Z a atârnat pe geamul unui cămin studențesc, acolo unde sunt cazați și refugiați ucraineni. Persoana care a alertat autoritățile a considerat că ar fi vorba despre un gest teribilist, făcut în glumă. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție care, în urma cercetărilor a făcut o descoperire inedită. Ceea ce părea a fi un steag cu semnele lui Vladimir Putin s-a dovedit a fi un prosop care avea desenat un cal aflat în grajd, iar litera Z era poarta. Cel mai probabil, tânărul și-a pus prosopul la uscat, fără să-și dea seama că ar putea avea un alt simbolism.